Avem la telefon pe liderul galeriei rapidiste, pe Liviu Ungurean. Te salut, Liviu. Vă salut și eu pe dumneavoastră și pe invitații dumneavoastră. Mihai Stoichiță, Vivi Răchită și Alin Buzărin aici în studio cu mine la Fanatic Superliga. Cum te-ai trezit în dimineața asta? Extraordinar de fericit. Nu s-a culcat, mă, nu s-a culcat. Eu n-am vrut să-l întreb dacă a dormit, am zis cum s-a trezit. Din Liviu, te-ai culcat, fii corect. Nu, n-am dormit deloc. Serios? Să vreți în continuare această victorie minunată pe care dau seama imediat. Ne-a oferit-o. Da, te-ai fi așteptat la o victorie de dimensiunile acestui cutremur? E un cutremur, pur și simplu i-ați dezmembrat pe cei la FCSB. 4-0 e un întotdeauna rezultat. Întotdeauna noi suporterii Rapidului de-aia venim la stadion, pentru că noi visăm și sperăm întotdeauna să învingem fiecare adversar. Drept dovada, țară ne-a bucurat cu toții și ne bucurăm în continuare, pentru că este o victorie minunată. Și o victorie care, fiind în ultima etapă din sezonul regular, cu reducerea, cu înjumătățirea punctelor, va duce la 4 puncte de FCSB. Altfel arată lupta la titlu acum. Da, noi luăm fiecare meci în parte. Noi vrem să ne bucurăm la fiecare meci și la sfârșit să tragem linie și să vedem cine va fi campioana României. Ce te-a impresionat pe arenă? Publicul a fost minunat. Să joci pe arena națională cu o arenă arhiplină este o satisfacție. Acolo vezi că tot ceea ce am clădit noi Galeria Rapidului în ultimii ani și am muncit se adeverește. Am înviat fotbalul românesc, exact cum am spus acum câțiva ani de zile când eram pe la ligile inferioare. Galeria Rapidului a înviat fotbalul românesc. Duelul cu cei de la Peluza Nord l-ați câștigat? Cum ai apreciat? Eu nu i-am auzit deloc aseară. Am văzut decât o pată neagră la Peluza Nord, care nu am înțeles nimic. Deci ați bătut și la galerii? Categoric. Te gândești că în cazul în care ultima etapă, că în ultima etapă vom avea Rapid cu FCSB, se va juca, dacă se va juca până la urmă cu titlul pe masă, ar fi tot o variantă ok Arena Națională sau micul Giulești, că e mic Giulești față de cum arată arena cu suporteri plină. Așa cum v-am spus și înaintea acestui meci, eu întotdeauna voi milita pentru sprijinul suporterilor și pentru aportul lor să fie alături de echipe, să-și susțină echipele. Eu niciodată nu voi îngrădi drepturile suporterilor și nu le voi confisca dragostea și mersul lor la stadion, pentru că toți suporterii trebuie să meargă la stadion. Deci ai fi de acord să se joace chiar pe arenă, dacă va fi cazul și va fi un meci de totul sigur sau nimic? Da. Sigur că da. Da. Oricum, o atmosferă senzațională, am fost și eu pe stadion. Într-adevăr, s-a văzut ce înseamnă să se joace un derby cu un stadion de 40-50.000 plin. A fost un meci frumos, un meci care în ultimii ani nu s-a mai văzut în România o arenă plină în campionatul nostru. Și sunt bucuros pentru că toți oamenii și toți iubitorii de fotbal au fost prezenți și au văzut corecția aplicată de Rapid celor de la FCSB. Corecție, spui tu. Corecție. E un termen blând față de ce a fost aseară, sincer. Ei, nu vreau. E bine așa. Corecție. Este un cuvânt care îl merită ei. Da, ai discutat și cu Mustață după meci, că Mustață spunea tot timpul că 2 ore suntem adversari, apoi mergem și la șpriț, dacă e cazul. Cred că nu i-a mai ars de niciun șpriț aseară. Nu, e necăjit rău de tot. Ai aflat tu sau bănuiești? Bănuiesc, pentru că își iubește echipa și normal. Atunci când îți pierde echipa, e normal să fii necăjit. Cu jucătorii, cu Săpunaru, mă așteptam poate să vă mai întâlniți și în Giulești după meci, nu știu. Am fost foarte obosit pentru că ați văzut și dumneavoastră cum ne-am comportat și după meci am vrut să ajung și eu acasă și toți rapidiștii să ajungă la casele lor, să ne bucurăm alături de familie. A fost un lucru, Liviu, care te-a deranjat sau nu ți-a plăcut la meciul de aseară? Nu știu, atmosferă în unele momente, joc, fotbaliști, sau totul a fost perfect? Nu mai contează nimic după 4-0, ștergem cu buretele toate faptele rele și ne bucurăm de victorie.
Da, până la urmă, ultimele patru meciuri disputate de voi cu FCSB, patru victorii. Suntem nașii lor, suntem nașii lor. Sunt finii noștri, cei de la FCSB sunt finii noștri. Trebuie să ne spună pe unde ne văd să trăiți nașul, nașul. Apropo că tot e vorba de nașul din tren, nu? Poftim? Tot e vorba de nașul din tren. Păi, normal, noi suntem ceferiști. Voi sunteți ceferiști și sunteți nașii FCSB-ului, spui. Corect. Finii voștri. Trebuie să păstrați trocul și pentru play-off, pentru că știi cum, e o bătălie, iar meciurile pentru titlu se vor disputa în play-off. Războiul continuă. Aseară i-am spart cum i-a spart rușii pe ucrainini. Nu e prea bună comparația, dar oricum i-a spus la pământ. I-a spus la pământ, adevărat. Aveți nevoie de 6 puncte probabil din 6 și în play-off ca să vă gândiți la titlu. Cum arată titlul în acest moment? Slicărește pe undeva pe acolo? Nu vrem să ne gândim la titlu. V-am spus mereu, noi luăm fiecare meci în parte, ne prezentăm la fiecare meci cu dorința de a câștiga și suntem fericiți și suntem bucuroși că suntem acolo după atâtea ani de pribegie. Rapid a revenit de puțin timp și pentru noi o performanță ceea ce se întâmplă acum. Rapid e pe un drum bun, avem o conducere solidă, avem o galerie puternică, avem o casă nouă, așadar la Rapid sunt toate ingredientele pentru performanță. Așteptăm performanță. Da, vineri începe play-off-ul, jucați acasă cu Farul. Spune-mi, te rog, ca ultimă întrebare, la cum arată play-off-ul? E vreo echipă de care să vă fie mai teamă? Rapidul nu are teamă de nimeni și nu a avut niciodată teamă de nimeni. Rapidul întotdeauna s-a prezentat cu capul sus și cu pieptul înainte. Bergodi, antrenor de titlu pentru Rapid? Să vedem. Așteptăm. Cristiano e membru în familia Rapid, e antrenorul echipei, este, se manifestă exact ca un rapidist. Ai avut vreo discuție, Liviu, cu Șumudică de când s-a întors în țară după ce s-a despărțit de Gaziantep? Nu. Nu. Am văzut că a fost la meci aseară, vreau să-l salut pe această cale, în emisiunea dumneavoastră. Și omul întotdeauna va rămâne un nebun frumos al Giuleștiului. Este un rapidist 100%, un om care iubește Rapidul cum îl iubesc și eu și cum îl iubesc toți rapidiștii. Și există acel respect între noi. Noi rapidiștii astea, ne respectăm întotdeauna. La cum arată lucrurile în acest moment, apropo și de Bergodi, de Șumudică, crezi că decizia care a luat-o Dan Șucu la începutul sezonului de a-l pune pe Bergodi, nu pe Șumudică, e cea corectă? Păi deocamdată, da. Cristianu se bate la titlu, Cristianu este pe locul 2. Avem antrenor la Rapid. Da, aveți antrenor care aseară a bătut 4-0 pe FCSB, liderul campionatului. Exact. Liviu, mulțumim mult de tot și să faceți spectacol în continuare. Și eu vă mulțumesc frumos, să aveți o duminică frumoasă și liniștită. Numai bine. Liviu Ungurean a fost în dialog cu noi aici la Fanatic Superliga după partida de aseară Rapid cu FCSB, demonstrație de forță.